Fostul guvernator Rotary Emil Sopoian a declarat în urmă cu câteva zile, când rotarienii băimăreni au donat spitalului județean de urgență Dr. Constantin Opriș 40 de scaune cu rotile, că aceștia au în atenție mai multe obiective din județ. Unul este centrul de zi din orașul Seini, unde urmează să ajungă în curând mai multe aparate medicale. O să primim tot cu ajutorul rotarienilor, de data aceasta colegilor din Suedia, un ecograf, un defibrilator, o instalație de oxigenare, un EKG. Pentru centrul de zi de la Seini, rotarienii împreună cu primăria și Consiliul Local Seini au organizat în urmă cu câteva săptămâni un spectacol caritabil, iar lucrurile nu se vor limita doar la atât. Intenționăm să creăm un Global Grant pentru 5 orașe din județul nostru. Este vorba de Seini, Baia Mare, Siget, Vișeu și cred că și la Târgu Lăpuș o să creăm niște săli de haloterapie, unde copiii de grădiniță își vor desfășura activitatea și acei ion de sare pozitiv vor face acea imunizare pe care noi, cei mai de vârsta noastră, o făceam fie la mare, fie la Pride. Instituțiile medicale și cele de învățământ sunt în atenția rotarienilor permanent. Pentru acestea sunt organizate periodic evenimente prin care sunt sprijinite printr-o formă sau alta. Emil Sopoian nu exclude ca în viitor să fie realizată în Maramureș și o școală marca Rotary.